Când ești salvator, salvezi oriunde, oricând. Un pompier din Victoria, erou pentru un bărbat care a suferit un stop cardiorespirator. Un pompier din Victoria, aflat în timpul liber, a salvat un bărbat aflat în stop cardiorespirator, aplicându-i manevre de resuscitare până la sosirea echipajului medical, redându-i astfel pulsul. Decembrie, colegul nostru, plutonier major Valtizan Petre, încadrat ca subofițer operativ principal în cadrul secției de pompieri Victoria, aflat în timpul liber în municipiul Făgăraș, a observat cum un bărbat de aproximativ 70 de ani era căzut pe stradă și se afla în stop cardiorespirator. Colegul nostru a început de urgență manevrele de resuscitare, manevre ce au avut succes, astfel că la momentul apariției echipajului SMURD din cadrul detașamentului Făgăraș, bărbatul a fost predat cu puls și transportat la spital. Salvatorul din Victoria nu se află la primul astfel de episod, tot în timpul liber intervenind pentru stingerea unui incendiu. Vreau să profit de această ocazie să îi transmit din partea conducerii inspectoratului și a noastră, a tuturor colegilor, felicitări și să vă spun faptul că domnia sa nu este la prima ispravă de acest gen. Aflat de asemenea în timpul liber, în anul 2018, acesta a intervenit pentru stingerea oportună a unui incendiu izbucnit în urma fisurării unei țevi de gaz, incendiu ce tindea să cuprindă întreg acoperișul casei. Intervenția promptă a colegului nostru a făcut ca acest incendiu să fie stins, astfel că întreaga locuință a fost salvată. Ne mândrim cu tine, Petre! I-au transmis colegii din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Brașov.